fost decan în facultății, pe 11 ani am pus bazele învățământului juridic aici la Baia Mare, împreună cu profesorul Laurel Bartelean, rectorul fondator al universității. În prezent nu mai sunt prorector, în toate au un punct terminus. Sunt, vicepreședintele universității și în această calitate vicepreședinte al Consiliului de Administrație, dar mai ales în calitatea mea de profesor al vostru, doresc în primul rând să vă felicit. Este un moment impresionant, un punct de răstântie în viața dumneavoastră, în calitatea aceasta pe care o aveți acum de absolvenți și dacă acest parcurs va fi încununat de succes la examenul de licență, aceasta va marca plenar evoluția dumneavoastră spre o carieră juridică, o carieră într-adevăr de succes. Și frumoasă, Eugeniu Speranța, filozof al dreptului, mare jurist, sau Mircea Jubara, în perioada interbelică, avea cel mai frumoase cuvinte și de elogiere a carierei juridice. În primul rând că are valențe morale totale, o responsabilitate extraordinară, etica parcursului unui astfel de cariere e dintre cele mai onorabile și din acest punct de vedere vă felicit că v-ați ales o astfel de profesie. Important este să luați examenul de licență, după aceea, ca să vă desăvârșiți din punct de vedere profesional, așa sunt legile europene, ar trebui să urmați un master, dar și fără master ați putea să aveți acces la magistratură, să vă realizați ținte înalte în evoluția noastră profesională. Acum, eu vreau să cer scuze, pentru absența profesorilor. Aveți o mare calitate că ați fost un colectiv solidar. A fost o solidaritate și a profesorilor, pe unii putem să-i scuzăm, pentru că mâine va avea loc un eveniment extraordinar la Arad, în Aula Magna, 20 de ani de la o întâlnire absolvenților care au terminat facultatea acum 20 de ani. Alumnii noștri. Și va fi un eveniment de răsunet național, pentru că pe vremea aceea se intra cu concurs de admitere, eram la începuturi și foarte mulți profesori de primă mână din România, în special de la Cluj. De la Cluj, din București, din Craiova, din Timișoara și după aceea s-a format cadre proprii. Veneau și la Baia Mare. Nistoreanu, un profesor de la Timișoara, Botea, Țiclea, venea pe aici. Era profesorul Deleanu, decan, într-o vreme înainte de perioada aceea a fost profesorul Vladimir Hanga, dacă spun, între cei mai importanți profesori.